30 de milioane de pastile cu iod au fost produse de Antibiotice Iași, iar acestea urmează să fie distribuite în toată țara. Ministrul Sănătății a anunțat că pastilele vor ajunge la direcțiile de sănătate publică, iar atunci când va fi cazul, vor fi date de medicii de familie populației. Ele ajung într-o primă fază la direcțiile de sănătate publică și căutăm calea cea mai ușoară, dacă vreți, încât ele să poată să ajungă la populația beneficiară, pentru că iodul trebuie administrat într-un timp scurt, în cazul unui incident, nu trebuie administrat la toată lumea, mi se pare normal, și medicii de familie au responsabilitatea pentru sănătatea comunităților în care lucrează și mi se pare absolut natural ca și medicii de familie să fie implicați. Dacă vă uitați pe site-ul Ministerului Sănătății și cred că la Institutul Național de Sănătate Publică este exact dozajul pe care îl trebuie să-l primească un copil în funcție de vârstă, o persoană adultă, în general cu vârsta de până la 40 de ani, și va primi fiecare familie un număr de comprimate care să reflecte necesitatea pentru o administrare, pentru că asta nu este un medicament pe care să-l luăm așa de rutină, pentru că nu duce decât la dereglări foarte serioase ale glandei tiroide.